Împarte din suflet, dăruiește o carte. Campanie de promovare a cărții și a lecturii se desfășoară la Biblioteca Publică Raională Iulian Filip din orașul Druchia, pe parcursul lunii septembrie. Locuitorii orașului și a întregului raion pot veni pentru a cadona o carte bibliotecii sau de a-și alege una. Am venit la Biblioteca Publică Raională Iulian Filip din Druchia, deoarece are loc o campanie în parte din suflet dăruiește o carte și aș dori să citesc să-mi aleg din mulțime de cărți și să citesc o carte pentru că îmi place mult lectura. Am venit și eu la bibliotecă din prima dată astăzi că am avut nevoie cu ocazie și am ajuns și m-am uitat la cărțile care sunt. Mi-a plăcut carte de Jules Verne și am hotărât să citesc și eu și copiii și poți să mai dărâim și cuiva. Cartea poate fi citită la orice vârstă, susține Emilia Romaniuc, care are o frumoasă vârstă de 72 de ani. Ea spune că nu a avut posibilitatea să citească pe parcursul vieții sale, de aceea o face acum. Femeia consideră că acțiunea este una binevenită pentru toți cetățenii. Este foarte bine că la bibliotecă poate să fie fiecare să-și iei o carte care e binevenit. Lucrul ăsta e binevenit, eu socot. Campania Împarte din suflet dăruiește o carte este o idee bună de a implica pe cei mici și cei maturi într-o acțiune care are menirea de a dezvolta gândirea și vocabularul, dar și de a le insufla dragostea față de carte. Bă, să fie pentru copii, pentru ca să aibă și ei cu ce să ocupe, da, da. Я, между прочим, с этим даже согласен, потому что я когда-то, молодые годы, когда не было ни компьютеров, ни телефонов никаких, я очень много читал. У меня даже своя была небольшая библиотека. Promovarea cărții în rândul cetățenilor este foarte importantă, spun angajații bibliotecii. Scopul campaniei Împarte din suflet dăruiește o carte este de a colecționa cărți, de a colecta cărți și a dărui aceste cărți celor care n-au posibilitatea să le procure, celor care nu pot să aibă o carte, dar doresc din suflet să citească această carte. Și am lansat această campanie pentru a propaga încă o dată valorile general umane, cărțile cu tot ce e mai interesant și mai bun în ele. Managera bibliotecii a venit și cu un apel către toți cei care doresc să petreacă timpul cu folos pentru ei. În cadrul programului național Lectura Central, inițiat de Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Biblioteca Publică Raională Iulian Filip lansează campania Împarte din suflet, dăruiește o carte. Mulți oameni de bună credință din orașul nostru au răspuns apelului nostru și au dăruit foarte multe cărți bibliotecii. Aceste cărți noi le vom dărui centrelor comunitare din orașul nostru, Drofa, Căldura Casei, Ciocârlia. Veniți la bibliotecă să dăruiți o carte. Veniți la bibliotecă să vă dăruim o carte. Campania Împarte din suflet dăruiește o carte are ca scop valorizarea și promovarea cărții. Acțiunea va demara pe tot parcursul lunii septembrie. În acest timp au fost donate cărți bibliotecii de mai multe persoane. Mulți din ei au dorit să rămână anonime. Victoria Conea, Anton Ciornei, TV Drochia.